Oh, mersi pentru vizită, copii. Văd că v-ați întâlnit cu fratele meu mai mare, Eugene. Surpriză! O, Suseto, chiar nu mă recunoști? Poate din tinerețea mea. El? Și... Știți ce le fac copiilor care întreabă prea multe despre mine? Eugene! Povestea mea. Totul a început la Bebecor acum mult, mult timp. Era tam direct spre top. Toți mă iubeau. Mi-au dat o promovare, birou pe colț și chiar și o poliță personală. Ding! Într-o zi am descoperit ceva groaznic. Devenisem bătrân. Mari bebeșefi dintre toți. Credeam că mă adoră, dar m-au înlocuit cu cineva nou. Cineva mai tânăr. Asta-i... Știi cum e asta, nu-i așa, Tim? Păi, m-au concediat și mi-au luat laptele special. Apoi m-au trimis jos să trăiesc cu o familie. Oh, Francis, nu! Bebe, în sfârșit mă voi răzbuna cu... cuțu pe veci. Imaginează-ți un cuțu care nu crește niciodată. Un cuțu care rămâne cuțu pe veci. După ce voi lansa căței pe veci în toate colțurile lumii, vor fi așa adorabili. Ce? Până mi-ai adus tu ingredientul cheie. Spui cui ai să spui, Tim? Părinților tăi? Unde sunt băieții? O, credeți-mă, Eugenia nu-și va lua ochii de pe copiii voștri nici măcar o secundă. Păi... acum nu-i mai vedeți. Vertizat! Lansat toată iubirea și acum o să iau înapoi de la ei. Tu ar trebui să înțelegi despre ce vorbesc. Tu ai fost înlocuit ca și mine. Tricule, lasă-ne părinții. Nu, iubirea părinților tăi doar pentru tine. Dar nu, ai dat-o în bară. Eu nu mă gândil. Te gândilă pe undeva. Urețe, obraznici. Nimic nu-mi va opri răzbunarea. Nici tu, nici altcineva. Bebecor e terminat! Am câștigat! Ha! Ha-ha! Angar! Hei! Oh! Oh! Hei! Ca totul! Wow! Nu-i drept! Nu-i drept! Nu-i drept! Asta nu... Acum chiar că veți plăti! Da, da!